Astăzi s-au împlinit 114 ani de la nașterea arhiepiscopului Antim Nica. La Catedrala Arhiepiscopală din Galați au fost oficiate cu acest prilej Sfânta Liturghie și o slujbă de pomenire pentru sufletul ierarhului. După Sfânta Liturghie, în alt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit o slujbă de pomenire pentru arhiepiscopul Antimnica și pentru toți înaintea și în scaunul arhieresc de la Dunărea de Jos, adormiți în Domnul. La slujbă au participat membrii permanenței Consiliului Eparhial, cei opt protopopi ai eparhiei, precum și credincioși. Astăzi, la o importantă întrunire, pentru a analiza unele aspecte ale vieții pastoral-misionare în arhiepiscopie și, în special, pentru a evalua puterea, darul și harul rugăciunii, ca forță, putere și ajutor de la Dumnezeu în viața noastră, a oamenilor, dar și punte care trece dincolo de moarte prin legătura sfântă. În credința puternică în înviere, descoperim, de fapt, rădăcina rugăciunii recunoscătoare. Rădăcina rugăciunii recunoscătoare este pomenirea evlavioasă a celor ce ne-au precedat, în cazul nostru, a fericitului de vrednică pomenire, arhiepiscopul Antimnica al Dunării de Jos personalitate prea bine cunoscută a cărei lucrare n-are cum să înceteze în mormânt, ci ea pentru că a fost temeluită pe înțelepciunea lucrării bisericii pe temelia apostolică, cu echilibru misionar și în același timp cu multă recunoștință și dragoste față de biserică și de poporul român, el rămâne în continuare viu în viața eparhiei noastre, Arhiepiscopul Nica s-a născut în data de 24 februarie 1908 în satul Bogzești din Basarabia. A fost hirotonit arhiereu în ziua de 23 ianuarie 1944, iar în 19 august 1973 a fost instalat episcop al Dunării de Jos de Patriarhul Justinian Marina. A trecut la Domnul în data de 1 mai 1994, fiind înmormântat în pronaosul catedralei arhiepiscopale ale din Galați